și eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi unecați, la mine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi unecați, la bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. În inima mea zbuciumată și umple tu golul din ea, condu-mi pașii pe calea dreaptă, căci tu cunoști inima. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi întecat, la bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi întecat, la bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Ajută-mă tu, Iisus, să ajung în prezența ta, în cerurile tale sfinte, cu îngerii slavă îți voi da. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Binecuvântat să fie Domnul! Vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în această dimineață. Cei care aveți Sfânta Scriptură cu voi, vă invit să o deschideți la Psalmul 15, pagina Sfânta Scriptură 560. Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapului său. El privește cu dispreț ce este vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatiră niciodată. Amin. Am dorit în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu și așa cum psalmistul David ne îndemna în psalmul 15, să ne întrebăm și noi, cum mai este umblarea noastră? Că aici spuneam versetul 2, cel ce umblă în neprihănire. Să ne întrebăm în această dimineață, cel ce face voia lui Dumnezeu, cum mai este faptele noastre? Cum mai este vorbirea noastră? Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață, pentru că psalmistul avea această dorință și își punea această întrebare. Cine va locui în cortul lui Dumnezeu și cine va locui pe muntele lui Dumnezeu? Cortul lui Dumnezeu înseamnă părtășie, pentru că acolo în cort te întâlnești în locuință, în cort, te întâlnești cu Dumnezeu și înseamnă să stai de vorbă cu El. Muntele lui Dumnezeu înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, pentru că dacă ne uităm în vechime, când poporul a trebuit să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a cerut sfințenie și în această dimineață am dorit să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, binecuvintează-ne ca umblarea noastră să fie după neprihănire, Doamne, dată în neprihănire, Doamne. Binecuvintează, Părinte Ceresc, ca faptele noastre să arate că suntem copiii Tăi, Doamne, și ajută-ne ca vorbirea noastră să fie o vorbire care să fie plăcută înaintea Ta, Dumnezeule. Am dorit în această dimineață să putem să stăm înaintea Dumnezeu și este adevărat. Ce se întâmplă? Psalmistul David spune, ce se întâmplă cu cel care trăiește în neprihănire, cu cel care
umblă în neprihănire, cel care face voia lui Dumnezeu, cel care are o vorbire plăcută înaintea lui Dumnezeu, la sfârșitul psalmului spunea, cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Dar dacă stăm și ne întrebăm pe noi, fiecare dintre noi, nu e așa că ne-am mai clătinat din când în când? Haideți în această dimineață să-i spunem, Doamne, atunci când m-am clatinat și când mă clat înaintea Ta, Doamne, Tată, Te rog în această dimineață, primește-mă înaintea Ta, Doamne, Tată, și iartă-mă, Doamne, că încă mai am nevoie de pocăință, Doamne, Tată, încă mai am nevoie să mă pocăiesc în prezența Ta, Doamne, încă mai am nevoie de harul Tău, Doamne, Tată, încă mai am nevoie ca Tu să reverși din Duhul Tău cel Sfânt peste vasul meu, Doamne, Tată, și să mă umpli, să pot să am o vorbire, o trăire, să pot să fiu acela care să trăiesc cu Tine în inimă, Doamne, Tată, și să Te slujesc pe Tine, Doamne. Haideți așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Tată, îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru că Cuvântul Tău ne îndeamnă, Doamne, Tată, la pocăință, Doamne. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru că putem să umblăm. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru că putem să trăim și să facem voia lui Dumnezeu și să-i mulțumim Dumnezeu pentru că vorbirea noastră, datorită cuvântului Său, datorită harului Său, datorită prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, vorbirea noastră este o vorbire plăcută înaintea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim. Și poate dacă ne-am clătinat, să-i spunem lui Dumnezeu în această dimineață, Doamne, iartă-mă, Doamne Tată, pentru că vreau să am părtășie cu Tine, Doamne Tată, și dă-mi putere să rămân credincios în prezența Ta. Înaintăm mulțumind și cerându-ne totodată și iertare din prezența lui Dumnezeu. Amin. Se aud un cânt de gloate multe ce cântă corul lui Dumnezeu. Dar cine poate să asculte slăvitul când tine împireu? Dar cine poate să asculte slăvitul când tine împireu? Dar cine poate să asculte slăvitul când tine împireu? Veniți și ascultați cântarea, chiar dacă nu zburați prin ustră, pungeți zarea, se aude pentru cei smeriți. Zburați prin ustră, pungeți zarea, se aude pentru cei smeriți. Zburați prin ustră, pungeți zarea, se aude pentru cei smeriți. E sunt, e sunt, e sfânt și veșnic. Sfânt, Sfânt și
aceea în vecii vecilor, puterea în vecii vecilor. Zeu, îi mulțumim că și în dimineața aceasta, mai mult decât orice bucurie, avem bucuria, credem, bazat pe cuvântul Lui, că și El însuși este aici. De aceea spunem încă o dată, binecuvântat și glorificat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a creat și ne-a chemat la mântuire. Amin. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, atunci când Ștefan aduce un cuvânt de apărare din cauza acuzațiilor care vin aduse pe baza unor martori mincinoși, printre multe lucruri pe care el le spune spre lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, spune că Dumnezeu a creat un cort pe care părinții străvechi l-au purtat în pustie. Apoi spune că David a creat un cort, a creat un templu. Dar întrebarea care o ridica psalmistul în dimineața aceasta spune că cine va locui în cortul tău? Cred că este dorința fiecăruia ca să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trăim, experimentăm împărăția lui Dumnezeu încă de pe pământ, dar totuși nu este completă. De aceea, în dimineața aceasta, cred că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să mai ne așezăm o dată la masă, să ne mai verificăm încă o dată, să ne cercetăm viața și, bazat pe promisiunea Lui, așa cum spune și în Apocalipsa, capitolul 21, spun la un moment dat că am văzut un cer nou și am văzut cortul lui Dumnezeu care cobora. Și acolo spune un cuvânt atât de frumos și vreau să-l citim. Apocalipsa 21, versetul 1, 2 și 3 și 4. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul de întâi și pământul de întâi pieiseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătite ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaune de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sâpăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Amin. Iată promisiunea pentru care cred că și în dimineața aceasta ne-am adunat aici. Nu doar ca să vedem cerul, nu doar faptul pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat, deși e o lucrare măreață și neînțeleasă de noi. Iată de ce încă o dată ne așezăm la masă, bazat pe invitația Lui, nu bazat pe ceea ce suntem noi. Bazat pe dragoste și pe mila Lui pe care El și în dimineața aceasta și-a înnoit-o față de fiecare. Și promisiunea Lui este valabilă și astăzi. Și ea se poate împlini chiar și în locul acesta, deși ne este promisă și în veșnicii. El poate și în dimineața aceasta să-ți ceargă orice lacrimă. El poate în dimineața să-ți ceargă orice durere. Și de aceea în dimineața aceasta vrem să ne așezăm prin credință la masă cu El. Vrem să ne mulțumim pentru lucrarea de mântuire. Vrem să ne mulțumim pentru jertfa pe care a adus-o și pentru posibilitatea pe care ne-a dat-o și nouă ca să devenim copiii Lui, poporul Lui. Și dacă nu ar fi altceva, să ne bucurăm doar de lucrul acesta, căci El însuși este Dumnezeu nostru, căci El însuși ne așteaptă în cer, căci El dorește părtășia cu noi, căci El vrea ca să ajungem în împărăția Lui. De aceea în dimineața aceasta vrem să venim în această rugăciune, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea ca fiecare să poată intra în această părtășie, să continuă să rămână în această părtășie și să așteptă promisiunea căci El într-o zi va reveni și va locui din nou cu cei prealeși Lui. Amin. În 1 Corinteni, capitolul 11, citim de la versetul 23, pasajul pe care îl citim de obicei la cina Domnului și ne rugăm apoi ca Dumnezeu să binecuvinteze pâinea și vinul care stau înaintea noastră și înaintea Domnului și părtășia noastră cu Domnul și cu Biserica Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el.
Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vrem cu toți să venim înaintea Domnului, noi știm, suntem obișnuiți, se roagă slujitorii. Slujitorii se vor ruga împreună cu noi toți, cu biserica. Vrem să dăm posibilitatea fiecăruia să se cerceteze, să mulțumească lui Dumnezeu pentru cina aceasta, să mulțumească lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Haideți cu toți să plecăm capetele, rog să fie descoperite elementele cinei Domnului, ne rugăm, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste ele și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. O cântare, timp în care vom aduce darurile noastre de bunăvoie pentru lucrarea Domnului. În general, la cina Domnului, ne gândim și la cei care trec prin probleme, ne gândim la săraci, așa cum ne-a spus Domnul, să ne aducem aminte, să putem să fim de folos celor din jurul nostru. De aceea vom face coleta aceasta în timpul cântării și tot în timpul cântării câțiva din frații slujitori ne vom pregăti pentru frângerea pâinii, pentru pregătirea rodului viței și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acei care se vor împărtăși. Fratele Ștefan Apope apoi ne va aduce un cuvânt din partea Domnului și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, subiruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse-ți tu a ta comoară, de mângâieri pe veți îngăduiești. Aș vrea ca-n mine tot ce vrei să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea ca-n mine tot ce vrei să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Și-aș vrea, Iisuse, scumpa ta viață, să-ți oglindească purul inima mea și să dispară ce ridică să-ți pătru măria ta. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe veți îndăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce vrei să să faci din mine ce dorești. Aș vrea ca-n mine tot ce vrei să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vreau, scump Iisus,
Slăvit să fie Domnul! Vă rog respectos să ne ridicăm din nou înaintea Domnului să citim câteva versete din Evanghelie, din Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 26 până la versetul 31, pagina în Biblie 959, Evanghelia după Matei, capitolul 27, începem citirea cu versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce l-a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap, și i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor. Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să răstignească. Amin. Reocupăm locurile. Dorim în dimineața aceasta să, ca și până acum, cum am făcut-o, din toată inima, să stăm în prezența Domnului. Dacă până acum noi ne-a rugat Domnului ca să se îndure de noi, i-am mărturisit ceea ce am avut pe inimile noastre, poate am primit încredințarea că Dumnezeu ne-a iertat, Dumnezeu a fost cu noi, ne-a ascultat rugăciunile. Acum avem și o datorie în continuare să stăm în prezența Domnului și Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta prin Evanghelie. E adevărat, frați și surori, la ora actuală sunt multe situații, inima noastră de multe ori este atât de frământată, gândurile noastre atât de împrăștiate, mai puțin poate ne gândim la omul din lăuntru, la hrana pe care trebuie să-i o dăm. Nu că vreau să mustru, sau, dar de multe ori mă văd și eu deficitar, parcă punem preț mai mult pe omul de afară. Așa îl îngrijim, așa îl hrănim, îl purtăm de grijă. Și de multe ori trece ziua, trece săptămâna și nu ne gândim la omul din lăuntru, că și el are nevoie de hrană spirituală. În dimineața aceasta, cel puțin, atâta timp cât Dumnezeu mai îngăduie să stăm împreună, chiar dacă sunt restricții, avem posibilitatea să ne adunăm forțele noastre, să ne adunăm în noi înșine, să ne încingem coapsele minții și să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem ca omul de altă dată, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dacă ne simțim robii Domnului, bineînțeles, dacă nu ne simțim robii Domnului, suntem robii altcuiva. Nu vreau să intru în amănunte în privința aceasta, dar mă rog în dimineața aceasta ca fiecare dintre noi să ne simțim că suntem robii Domnului și dacă suntem robii Domnului să ascultăm de El și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori,
ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă în dimineața aceasta să vorbesc, vorbesc despre cununa de spini. Vorbim despre aceasta datorită faptului că suntem în împrejurarea aceasta cu masa Domnului, cina cea de taină în mijlocul nostru. Și astăzi se citea cuvântul lui Dumnezeu cât privește lucrarea aceasta și versetul 26 îl recitesc și spunea cuvântul Domnului așa: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. E adevărat că nu numai la cina Domnului noi putem să vorbim despre suferințele Domnului Iisus, dar mai mult ca atât, mai mult ca oricând, cu prilejul acesta avem datoria sfântă să vorbim despre suferințele Domnului, pentru că, așa spune Evanghelia, vestim moartea Domnului până va veni El. Și dacă noi vestim moartea Domnului astăzi și luna viitoare și în fiecare zi ne gândim la ceea ce a suferit Hristos pentru noi, eu sunt convins că viața noastră ar fi altfel. Dar de multe ori parcă trecem pe lângă suferințele Domnului, pe lângă ceea ce a suferit El pentru noi și ne ocupăm, pentru că vrăjmașul aduce multe preocupări și multe situații în viața noastră, să fim fără credință, să punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, mult zbucem, să nu avem timp să ne gândim la Evanghelie, la cuvântul Domnului, la proșternerea noastră în smerenie, în genunchi înaintea lui Dumnezeu și trece ani, trec zilele, trec ani de multe ori și ne vedem într-o situație că suntem departe de realitate. Și în dimineața aceasta avem posibilitatea să lăsăm planul vrăjmașului, gândurile lui, preocupările lui, îngrijorările care le aduce, să ne adunăm în inima noastră și să-L ascultăm pe Hristos din toată inima. Cuvântul Său, care spune cuvântul Domnului că El este cuvântul. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Când vorbim despre cununa de spini, e adevărat că această cunună de spini nu că i-a dat-o Domnul Iisus Hristos ca merit. Pentru că spune cuvântul Domnului în mod batjocoritor, l-au dezbrăcat și de haina lui, l-au îmbrăcat într-o haină stacojie, evanghelistul Luca spune într-o haină strălucitoare. Stau și mă gândesc la faptul acesta pentru că dacă erau oameni care au spus că El este împăratul iudeilor și chiar Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare a spus că da, sunt împărat, îi spune lui Pilat, ei în mod batjocoritor și această haină stacojie i-au dat-o în mod batjocoritor. Tip post-mortem, cum era în armată. Dacă erai capitan, când mureai îți dădeau un grad mai mare, maior. Acum s-au schimbat. Când erai maior îți dădea colonel, un grad post-mortem. Cam așa mă gândesc că a fost și în situația aceasta. Dar tu ești împăratul iudeilor? Na, poftim, îți dăm o haină stacojie, o haină strălucitoare. În mod batjocoritor a făcut-o aceasta. De ce în mod batjocoritor? Pentru că spune Evanghelia că după ce i-au dat această haină stacojie, că l-au dezbrăcat de hainele lui, au împletit-o cu cunună de spini, i-au pus-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi a îngenunchiat înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau plecăciune împăratului iudeilor. Și după toată această batjocoră pe care a primit-o Hristos, l-a dezbrăcat din nou de haina stacojie, l-au îmbrăcat înaintea lui și l-au dus să răstignească. Tot ce a făcut ostașii romani, Pilat, tot l-a făcut în mod batjocoritor. E adevărat că oamenii au umblat după cununi și umblă după cununi. Cununile au fost folosite de multe ori în multe situații, mult divers față de altele. Mireasa purta o ramă de mirt pe cap, atleții purtau o cunună de măslin sălbatic, petrecăreții aveau ghirlande de trandafiri și am putea continua. Generalii învinși avea o cunună de lauri, cei învingători, cunună de lauri, cei învinși aveau un șirac de frunze de stejar și toate acestea, oamenii au umblat după aceste cununi și erau premiați într-un fel sau în altul. De data aceasta, acel care trebuia să aibă cununa vieții,
în mod batjocoritor, i-au dat o cunună de spini. Acel care spune cuvântul Dumnezeu că s-a născut fără păcat, dar Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Chiar de la primii oameni, când au păcătuit și Adam și Eva au murit spiritual înaintea lui Dumnezeu, de atunci și până acum, Hristos poartă păcatele omenirii. Și noi, în dimineața aceasta, avem posibilitatea să ne amintim de moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că suntem la masă, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și arată cuvântul lui Dumnezeu că, în privința aceasta, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Pentru cine a purtat Hristos coroana de spini? Vedeți, fraților, de atâtea veacuri, de la începutul omenirii, de la căderea omului în păcat, Dumnezeu a avut în vedere omenirea să fie mântuită. Pentru că Dumnezeu a iubit lumea. Și spune Evanghelia aici că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, pentru că jertfele animalilor, sângele care era vărsat, preoții care erau ocupați zi și noapte la templu, nu mai reușeau ca să șteargă păcatele și să fie izbăvit poporul. Și trebuia ca pentru păcatul omenirii să fie cineva care să moară o dată pentru totdeauna. Nu ori de câte ori păcătuiai, veneai, aduceai animalul, preotul făcea jertfa, te stropea cu sânge sau norodul și ierta în felul acesta. Dar de data aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Și de multe ori stau și mă gândesc, avem neprihănirea lui Dumnezeu în noi, în viața noastră? Care e motivul de multe ori că ne smulgem ca un copil din mâna lui Dumnezeu, ca un copil din mâna unui părinte, alergăm într-un fel și în altul ca copii, fără să ne gândim la pericolul care ar putea să ne pască, să ne calce o mașină, să cădem în apă sau să fie altă tragedie să se întâmple? Așa suntem și noi de multe ori când ne tragem de mâna lui Dumnezeu sau desconsiderăm ceea ce a făcut Hristos pentru noi și spunem că Dumnezeu trebuia să ierte păcatul omenirii, trebuia să facă ceva, trebuia să inventeze ceva. Deci venim și noi cu mintea noastră slabă și neputincioasă și gândim în felul acesta de multe ori. Fraților, noi în dimineața aceasta suntem aici și Dumnezeu ne-a dat sănătate în trupurile noastre să venim la casa Domnului, ca noi să înțelegem în dimineața aceasta că noi trebuie să fim neprihănirea lui Dumnezeu în orice moment. Și dacă noi nu suntem neprihănirea lui Dumnezeu și nu avem neprihănirea lui Dumnezeu în noi, fraților, dați-mi voie să vă spun, degeaba alergăm, degeaba spunem că suntem creștini, degeaba spunem că îl iubim pe Domnul, dar noi suntem departe. Apoi, în Filipeni, capitolul 2, versetul 10, spunea cuvântul lui Dumnezeu așa: deci, după ce noi trebuie să fim neprihănirea lui Dumnezeu, spune că pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Deci noi trebuie ca această lucrare a lui Dumnezeu să o păstrăm în inima noastră și în viața noastră să avem mereu o recunoștință înaintea lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Fraților, Hristos nu a căutat o cunună pământească. El, dacă ar fi căutat o cunună pământească, El ar fi putut-o să o câștige. Știți de lucrul acesta?
Dar observați, el nu umbla după ceva pământesc. El vedea nebunia oamenilor, nebunia celor care era în jurul lui. Vedea că toate lucrurile merg împotriva lui și ar fi putut, spunea într-o împrejurare la suferințele Domnului Iisus Hristos, spunea lui și lui Pilat că n-aș putea să rog pe Tatăl meu să dea mai multe de 12 legiuni de îngeri și să fiu izbăvit din mâna voastră, dar Fiul omului trebuie să meargă așa după cum a fost scris. A fost prevestit de Dumnezeu ca Dumnezeu să dea pe singurul său fiu să moară și spunea Domnul Iisus Hristos lui Pilat că aș fi putut să fac lucrul acesta, aș fi putut să rog pe Tatăl meu, dar nu o fac. De ce? Pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Observați aici, diavolul, la ispitirea Domnului Iisus Hristos, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satana, i-a răspuns Iisus. Ce simplu! De ce? Nu a stat la târguiel Domnul Iisus Hristos, nu s-a gândit, băi, stai un pic, băi, dar împărățiile lumii, este strălucirea, este cununile pământești, cununile și lau și gloria care aș putea s-o am, dar el n-a umblat după așa ceva. Acum stau și traduc în viața noastră, dacă ni s-ar oferi ceva strălucitor, ceva care să ne ridice în personalitatea noastră. Ceva care ar putea să ne aducă prestigiu și orgolii în fața oamenilor. Le-am primit? Voi știți că noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos? Voi știți că ceea ce a făcut Hristos și ne-a dat o lecție și nouă în dimineața aceasta trebuie să o facem și noi la rândul nostru? Dacă spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ioan că dacă pe mine m-au urât, spunea Domnul Iisus Hristos, și pe voi vă va urâ. Acum, fraților, haideți să ne gândim și la problema aceasta, că de multe ori stăm și ne gândim lumea aceasta și mersul ei merge spre această globalizare, spre această depindere de a munci. Dacă nu muncești, nu ai bani. Dacă nu ai bani, nu poți să mergi la cumpărături, nu poți să mănânci, nu poți să te îmbraci. Suntem cuprinși atât de mult de situația aceasta și dacă în ziua de mâine s-ar termina cu toate lucrurile acestea, pentru că trebuie să vie și o prigoană. Trebuie ca Dumnezeu să ne încerce credința. Vreți, nu vreți, credem, nu credem, dar acolo va trebui să ajungem. Poate nu toți, dar cei mai mulți va trebui să trecem pe acolo. Ni se va pune în față, crezi în Hristos? Rămâi cu Hristos? Pierzi serviciu. Dacă renunți la Hristos, ai un loc la muncă. Stau și mă gândesc atâtea frământări care sunt la ora actuală, și cât de mult suntem prinși de pământul acesta, va fi o triere și mulți vom cădea. Amin. Mulți ne vom îndepărta. Ce credeți? Că acea cântare care o cântăm de multe ori și poate mai puțin se aude la ora actuală, dar o cântăm de când și când. Pe flori în cer nu poți fi dus, când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Fraților, doresc ca Domnul să cerceteze inimile noastre dimineața aceasta și să răspundem în cugetul nostru, în inima noastră, dacă mâine va fi o prigoană de felul acesta, care va fi răspunsul? Care va fi hotărârea mea? Doresc ca Domnul să fie cu noi în dimineața aceasta. Hristos a făcut o diferență între mântuitorul lumii și strălucirea omenească. Dacă oamenii au vrut să-L facă rege, împărat, spune în Ioan capitolul 6, și El
s-a făcut nevăzut, s-a dus singur în munte, pentru că nu avea nevoie de cununi pământești, de strălucirea omenească. Dacă ar fi stat atunci când noroadele au venit să-l facă împărat, noi poate astăzi nu mai credeam în Hristos și Evanghelia aceasta poate era ca o carte de povești. Dar Hristos peste veacuri a văzut că a fi mântuitorul lumii trebuie să fie o diferență între lume și Dumnezeu. Trebuie să accepți voia lui Dumnezeu și nu ceea ce îți oferă oamenii. Și a refuzat și cununa de împărat. A refuzat strălucirea care i-o dădea vrăjmașul la ispitire, strălucirea lumii, pentru că el avea în vedere să fie mântuitorul lumii. Și aici sunt eu, ești tu și fiecare dintre noi. Lăudat să fie Domnul! Pentru aceasta, Dumnezeu în dimineața aceasta, prin faptul că El nu a jucat teatru la Golgota, El nu a jucat teatru în fața oamenilor, n-a făcut vindecări ca să fie, să fie văzut de oameni, să fie lăudat de oameni, din contră le spunea nu, să nu spui la nimeni. Și El nu a jucat teatru în misiunea pe care El a avut-o de la Dumnezeu Tatăl să o facă pe pământul acesta. Și a făcut o diferență puternică între a fi mântuitorul lumii și strălucirea omenească. Și pentru aceasta Dumnezeu nouă, ca copii ai lui Dumnezeu la ora actuală nouă, ne cere închinare și dragoste față de ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă nu avem dragoste și nu îl păstăm pe Hristos în inima noastră în dragoste, frați și surori, n-avem cum să umblăm în dragoste ca frați și surori. Nu avem cum să ne iubim unii pe alții dacă nu-L avem pe Hristos în inima noastră. Să purtăm în viața noastră ce a făcut Hristos pentru noi. Vom flitui credința. Vom merge cum vrem noi, într-o parte și în alta. Venim la biserică, cântăm, predicăm, facem ce vrem, dar nimic comun cu Dumnezeu. Jucăm teatru. Și Hristos n-a jucat teatru. Numele Lui să fie binecuvântat. Ioan îl vede și vede, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 12, spune așa: ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi. De data aceasta nu mai era cununa de spini. Pentru că știa Hristos că dacă eu port astăzi cununa de spini, sunt batjocorit, scuipat, sunt luat în derâdere, chiar și ostași și unul din tâlhari l-a luat la mișto, cu alte cuvinte. De data aceasta el a știut că dacă eu port astăzi o cara oamenilor, voi fi în slavă, încununat cu slava Tatălui. Și spune cuvântul Domnului că era capul îi era încununat cu multe cununi împărătești. Nu mai era una, care la ora actuală se spune de această cunună de spini, că era la Notre-Dame, în momentul când era să a luat foc catedrala, era aproape să ia foc și locul unde era depozitată această cunună, unde spun oamenii că este originală. Au început oamenii ca din cununa aceea să iau un spin și ca amintire să le-o dea altor oameni care sunt văzuți și dirigează planeta aceasta. Dar a lăsat Hristos cununa aceea, nu mai valorează nimic. În ceruri spune cuvântul lui Dumnezeu că capul era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu-l știe nimeni decât numai El singur. Acest nume îl va da Dumnezeu și nouă. Acel care crede în Hristos îi se va da o piatră albă pe care este scris un nume pe care nu-l știe nimeni decât cel care o primește. Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre această cunună că dacă noi în dimineața aceasta disprețuim ceea ce ne așteaptă sau ceea ce ne oferă lumea
Și dacă avem inima noastră legată de Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu, vreau să vă spun că și nouă, Dumnezeu nu ne va da o cunună care vestejește, o cunună care ar putea să ne aducă o cară. Spune Psalmul 103, și dacă poți să nu mai citești, scrie pe monitor, în Psalmul 103 cu versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: El îți izbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare. Dar cine sunt eu, Doamne? Merit eu lucrul acesta din partea Ta? Izbăvește viața din groapă și te face să întinerești iarăși ca vulturul, spune cuvântul Domnului, și te încununează cu bunătate și îndurare. În Romani, capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu: Tu disprețuiești bogățiile bunătății îndelungei lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Fraților, e bunătatea lui Dumnezeu astăzi aici, că suntem în locul acesta. A fost peste noi dimineața, a fost peste noi săptămâna trecută și este la ora actuală peste noi, că putem asculta Evanghelia în liniște și pace. Este bunătatea lui Dumnezeu. Avem noi această încredere că Dumnezeu ne încununează cu bunătate și îndurare? Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care vor crede. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fraților, indiferent de încercările care vor fi acum pe pământul acesta, cum ne se va încerca credința, nu știu. Dar diavolul pregătește aceasta. Dar dacă noi vom fi credincioși, se spune că să nu te întristezi, să nu te gândești aici să suferi, nu, tu trebuie să fii credincios înaintea lui Dumnezeu și atunci când ești credincios, El ne va da cununa vieții. Apoi 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, care apostolul Pavel spunea lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8, spune Domnul Iisus Hristos despre situația lui, despre poziția lui Pavel, și îi spunea lui Timotei că tu fii trează toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata, spune apostolul Pavel, să fiu turnat ca o jertfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Fraților, putem să spunem și noi în dimineața aceasta același lucru, avem această convingere. Voi știți că astăzi pentru unii din noi poate să fie ultima zi care o trăim înaintea Domnului. Poate să fie ceva peste noi, să ne curbe Dumnezeu firul vieții. Care e convingerea mea? Cum trăiesc eu astăzi înaintea lui Dumnezeu? Am convingerea aceasta că m-am luptat lupta cea bună, am fost credincios înaintea lui Dumnezeu? Dar apostolul Pavel continuă și spune: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da nu oamenii, ci Domnul, lăudat să fie Domnul. În dimineața aceasta, convingerea noastră este faptul că atunci când ne vom sfârși firul vieții pe pământul acesta, dincolo ne va aștepta o cunună, dar nu o cunună care ar putea să fie muritoare, o cunună să poată se vestejească, o cunună pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce ar fi crezut în numele Domnului Iisus Hristos. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, frați și surori, și să înțelegem că Hristos, ceea ce a suferit pentru noi, a suferit pentru noi, ca în dimineața aceasta să ne amintim în fiecare zi ce a făcut Hristos pentru noi. În felul acesta ne putem păstra viața curată, în felul acesta putem să fim treji și vegheatori, să respingem atacurile vrăjmașe, că altfel, dacă avem o minte adormită și ne gândim numai la lucrurile de pe pământul acesta,
încercarea credinței noastre poate să fie într-un moment când ar putea să fie fatal pentru inimile noastre. Și doresc atât de mult că așa cum suntem aici, cum ne vedem aici, nu numai noi, toți cei care sunt în Hristos și sunt cu Hristos, să fim și în împărăția lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru acest cuvânt, mulțumim Domnului pentru cununa pe care Domnul Iisus a purtat-o în locul nostru. Totodată vrem să ne cerem iertare pentru că acea cunună, de fapt, noi am pregătit-o sau noi o dăm, pentru că vreau astăzi, înainte de ne împărtăși, să ne punem întrebarea aceasta: tu ce cunună pui pe capul lui Iisus? Nu vorbim doar despre niște soldați care cu 2000 de ani în urmă au avut niște atitudini batjocoritoare la adresa lui Iisus, dar uitându-ne cu atenție peste acest pasaj și dacă ne uităm în jurul nostru și mai ales dacă ne uităm în noi, putem vedea și noi aproape aceleași atitudini. Ce este batjocura? Este un mix, un amestec de ironie și seriozitate. Adică acești oameni n-au făcut ceva, n-au făcut numai rău, au făcut ceva, au amestecat răul cu binele. Au avut acel mix, și o să-l prezint doar așa în cinci imagini, cuvinte frumoase și fapte urâte. Observați, cuvintele lor sunt: plecăciune împăratul iudeilor. Plecăciune. Deci cuvintele erau ceva, am spune noi, lucrul serios, lucrul bun, dar faptele erau urâte, îl scuipau, își băteau joc de el. Și, cum am spus, dacă ne uităm în viața noastră, dacă ne uităm în jurul nostru, aceleași atitudini ale soldaților sunt, din păcate, și atitudinile multor creștini. Cuvintele sunt frumoase, dar faptele sunt urâte. Doi, îngenunchiere și batjocul. Acei soldați au îngenunchiat. Au adunat toată ceata ostașilor în pretoriu, toți au îngenunchiat, dar își băteau joc de el. O făceau doar așa, ca să-și bată joc de el. Oare nu vedem și noi astăzi oameni care își îngenunchează doar genunchii, dar nu și inima? Nu și sufletul înaintea lui Dumnezeu? Va mai spune cuvântul că se închinau, în Marcu chiar folosește verbul acesta, s-au închinat. Închinare și distracție. Nu? Sună normal pentru noi în zilele noastre. Închinare e un fel de distracție. Hai băieți să vedeți cum se distrează pocăiții. Venim la biserică să ne simțim bine. Cele mai urmărite predici sunt cele în care râzi cu poftă și te-ai simțit bine. Ți-a plăcut. Cunună și spini. Cununa, în mod normal, cum am auzit, era simbolul autorităților. Nu oricine purta cunună, doar cele mai înalte autorități purteau cunună. Și lui au dat o cunună, numai că au pus spini în ea, ca să-l înțepe. Îți dăm autoritate, dar te înțepăm bine. Sceptru, dar făcut din trestie. Așa, i-au pus în mână o trestie, un baston de trestie, în loc de sceptru. Au spus: ăsta e sceptrul, îți dăm sceptrul, toiagul de cârmuire. Sceptrul împărătesc. Erau lucrurile care evidențiau un împărat. Să aibă cunună și să aibă sceptru. Acestea erau două simboluri ale autorității.
ți le dăm, dar de fapt sunt doar o bătaie de joc. Cununa ți-o facem din spini și sceptrul ți-l facem din trestie. De obicei, sceptrul se făcea din cele mai bune materiale, cele mai scumpe, cele mai rezistente, cele mai frumoase. Ei au făcut din trestie, din ceva care și vântul, dacă bate, o îndoaie. Și cam asta este și evlavia noastră, cam asta este și atitudinea noastră, dacă ar fi să ne uităm așa în mod profund, în mod spiritual, cam cum ne raportăm și noi la Domnul Iisus Hristos. Tu ce cunună pui pe capul lui Iisus? Gândește-te astăzi la relația ta cu El, la cum te raportezi la El. Cuvinte frumoase, vorbe, fapte urâte. În genunchiere, dar și batjocură. Închinare, dar de fapt distracție. Cunună, dar de spini. Sceptru, dar de trestie. Și le-au amestecat. Ei n-au spus și nu și-au revărsat răutatea. Nu, ei au făcut, cum li s-a spus deja, un teatru, că altceva nu poți să-l numești decât un teatru. Adică, pe de o parte, vrei să reprezinți evlavia, închinarea, vorbești frumos, plecăciune, rugăciune, închinare, autoritate, respect, evlavie, dar de fapt toate sunt doar o bătaie de joc, dacă nu sunt reali. Era doar o reprezentare cât se poate de urâtă și de cinică la ceea ce însemna Domnul Iisus Hristos. De aceea, în această dimineață, cred că trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu în închinare și să îi cerem lui Dumnezeu iertare, pentru că cred că și noi am pus cununa aceea de spini, cred că și noi am pus în mână acel sceptru din trestie, cred că și noi de multe ori am îngenunchiat, dar de fapt în inima noastră doar ne-am bătut joc, ne-am închinat, dar de fapt am căutat doar distracție și să ne simțim noi bine și să ne placă nouă și nu lui Dumnezeu. Și de multe ori poate am avut și noi aceleași atitudini. De aceea Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi și astăzi să putem remedia ceva, pentru că chiar omul care conducea execuția, chiar șeful lor, la un moment dat, când s-a înfipt acea suliță și când ultima picătură de sânge a curs, fără să audă blesteme, fără să audă vorbe urâte, fără să audă ceva care să nu placă, a realizat acel om că cel care a murit pe cruce, cu o cunună de spini, căruia i-au pus o haină stacojie și i-au pus un sceptru, i-au dat, apoi au amestecat, lucrurile sunt mai multe, i-au dat vin cu, dar au pus altceva în el. Și tot așa, au amestecat. A declarat acel om cu adevărat, acest om a fost Fiul lui Dumnezeu. A răbdat. Faptul că Iisus a răbdat nu înseamnă că este de acord cu ceea ce au făcut. Asta este cea mai mare înșelătorie a multor, multor creștini. Faptul că Dumnezeu ne îngăduie, ne permite sau ne rabdă, pentru unii știți cum traduc asta, înseamnă că Dumnezeu este de acord cu noi. Ori, aceste lucruri sunt total separate. Faptul că Dumnezeu are îndelungă răbdare nu înseamnă că Dumnezeu este de acord, ci bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, adică El vine și spune faptul că nu te-am pedepsit, nu înseamnă că ce faci tu e bine, ci înseamnă că îți mai dau o șansă, îți mai dau încă un timp. Faptul că te rabd nu înseamnă că sunt de acord cu tine, faptul că Iisus putea, așa cum i-a spus lui Pilat, i-a spus în mod răspicat, am și eu soldați, am și eu o armată,
și ar putea armata asta într-o clipă să vă termine, faptul că nu pun în mișcare armata mea nu înseamnă că sunt de acord cu voi, nu înseamnă că sunt de acord cu închinarea voastră, cu îngenunchierea voastră, cu haina voastră, cu cununa voastră, cu sceptul vostru. Nu înseamnă că sunt de acord cu asta, ci înseamnă doar că le rabd, pentru că vă iubesc și vreau să vă mântuiesc. De aceea și astăzi Dumnezeu cred că nu este de acord cu multe lucruri pe care le facem noi aparent religioase și care de fapt sunt doar o bătaie de joc. Dar Dumnezeu încă mai are răbdare cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Rog frații slujitori să aducă elementele cinei Domnului. Începem să cântăm cântări de laudă. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, pentru harul care ni s-a dat. Ca de obicei vom împărți pâinea, stăm cu mâna întinsă și vom primi fiecare bucățică, apoi paharul pe care îl vom primi cu rodul viței. Când vom începe să împărțim, cei care se împărtășesc rămân ridicați, cei care nu se împărtășesc vor ocupa locurile pentru a ne organiza mai bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Și spune mereu.
Binecuvântat să fie Domnul! Vrem să mulțumim toți Domnului și să fim recunoscători pentru bunătatea care a arătat-o față de noi. Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem de făcut la cina Domnului este să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aceasta a făcut Domnul Iisus la masă, a mulțumit lui Dumnezeu.
De aceea și noi vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu și vrem să o facem cu bucurie, mai ales pentru jertfa Domnului Iisus, mai ales pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, pentru ziua aceasta, pentru harul care ni l-a dat, pentru cuvântul Lui, pentru Duhul Sfânt care este în noi, pentru biserica Domnului. Mulțumim Domnului pentru locul acesta, mulțumim Domnului pentru slujitorii disponibili, mulțumim Domnului pentru tot ce face pentru viața noastră și pentru inimile noastre. De aceea vrem să aducem rugăciunea aceasta de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Amin.